Oxana! Da? Bună ziua, draga mea! Bună! Mă recunoști? Da, sigur! Oxana, te-am sunat să te felicit cu ziua ta de naștere. Da. Să-ți doresc să fii sănătoasă, frumoasă, așa ca un ghiocel de primăvară. Mulțumesc. Am un mesaj pentru tine, Oxana, și aș vrea să-l asculți. Ok? O clipă că eu înregistrez momentul, tu deja știi cum funcționează surprizele mele, da? Astăzi ești protagonista tu, Oxana. Așa, o clipă cu tehnologie. Ok. Roagă pe toți acolo să facă un pic de liniște, Oxana, ok? Din departe cu mult dor, vin, mame, să te felicit. Chiar de-aș fi vrut să fiu cu voi, eu nici acum n-am reușit. Oxana, mamei, scumpa mea, în dar astăzi de ziua ta, cadou de suflet îți aduc, de dorul vostru mă usuc. Te-ai născut din dragostea dintre un băiat și o fată. Eu ce sunt mămica ta și Viorel ce ți-este tată. Eram tânără pe atunci, te-am dorit atât de mult, chiar de-aveam deja copil, frățiorul tău cel scump. Măcinată de probleme, mi-a fost mamei tare frică. Nu puteam să accept deloc soarta dură a lui Petrică. Ce nevinovat fiind, duce o cruce mult prea grea. Dar și așa, cu capul sus, eu pe lume te-am adus. Erai ca o păpușică, ochi frumoși de cireșică. Ne mângâiam zilele cu zâmbetul tău curat, iar peste 4 anișori, soră noi ți-am dăruit. Eram frumoși toți împreună, dar mai era și foarte greu. Și atunci am decis să plec, să vă dau viață mai bună. Aveai doar 8 anișori. Ați plâns mult și m-ați rugat să vă iau mamei cu mine. Cu ochi triști eu am plecat. Peste un an am revenit, v-am făcut surpriză mare. Vă împlineam orice dorință, de parcă îmi ceream iertare. Mă simțeam prea vinovată că ați rămas atât de mici. Noroc de sora mea dragă, că lunga a voastre frici. Au trecut ani în șir, voi mamei mari ați crescut, fără mamă, fără tată, căci el ne-a lăsat de mult. Fata mea mare, frumoasă, te rog să mă ierți de poți, căci nici când ai fost mireasă, n-am fost acolo cu toți. Blestemată și amară e străinătatea, dar datorită ei vă cresc, chiar de poate în zadar, căci pierd tot ce-i mai frumos, nu vă pot strânge la piept, nu vă pot avea alături, niciodată nu să mă iert. Anii trec, viața îmi trece, mie mi-este foarte greu, m-aș face un nou rece, să amurțesc sufletul meu. Și-aș zbura acum acasă, lângă tine să te alind, și să stau cu voi la masă și doar bucurii să simt. Asta-i viața, din păcate, dar nu vreau să te întristez, doar să te știu fericită. Pentru voi aici lucrez. Azi e ziua ta, zi mare, la biserică ai fost. Ești floare îmbătătoare și al vieții mele rost. Te îmbrățișez cu foc, tot ce mai bun eu îți doresc, să fii fericită, mamei, căci din suflet te iubesc. Oxana, acest mesaj frumos vine din partea mămicii tale, aștept că eu să întorc camera, așa. Vrei să-i transmiți ceva, mamei, Oxana? Da, eu sunt fericit, vă iubesc mult,
Ea este izvorul, izvorul vieții tale. Aia e care m-a creat în mine. După ce an aveți pe mine. Bravo. Oxana, eu vreau să trecem la o notă așa un pic mai veselă. Vreau să vă cânt. Știu că aveți acolo oaspeți, da? Sunteți mai mulți? Vreau să vă cânt un cântec frumos din partea mămicii tale. M-a rugat să vă cânt Bine ieșa de mesei mele. Știu că aveți o masă frumoasă. Poți să întorci camera așa înspre masă. Dacă vreți, puteți și să dansați, de ce nu? Bine ieșa de mesei mele, împrejur cu nemurele. Bine ieșa de mesei mele, împrejur cu nemurele. La 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 la. Chiuiți, chiuiți și turnați în pahare. Dar mai bine i-ar ședea dacă ar fi și mama ta. Dar mai bine i-ar stătea dacă ar fi și mama ta. La 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 la. La 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 la. Veniți, frațiu-mi, trăi bine, că nu iei nimic cu tine. Veniți, frațiu-mi, trăi bine, că nu iei nimic cu tine. La 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 la. La 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 la. Oxana, da, chiui cineva acolo, că eu n-am auzit. Bravo! Și văzând că ați chiuit bine, vă rog să turnați în pahare, Oxana, și te blestem să-ți fie bine, Oxana. Mai am un cadou muzical. Te văd cam rău, Oxana. Așa, așa, ok. Te blestem să-ți fie bine și acest blestem este și din partea mamei tale. Cea mai mare împlinire este atunci când în iubire ești dorit la fel de tare de perechea vieții tale. Nu trăim pentru avere, ci pentru o mângâiere. Ăsta e un vis împlinit când iubești și ești iubit. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Oxana, felicitarea vine și din partea lui Petrică și a surioarei tale, Valentina. Ascultă atent. Banii n-aduc fericirea, dar ei întrețin iubirea. Deci muncește și petrece, că degeaba viața trece. Nu iubesc cei ce n-arată dragostea adevărată, căci secretul de-l ghicești e să dai și să primești. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul. Vă pup, să iubești cum arde focul. Vă blestem să-ți fie bine, să vă necați în fericire, să vină mămica acasă
și să stați frumos la masă. Nai na 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 na. Visele să se împlinească, să aveți o viață frumoasă, să trăiți, să aveți de toate, bani, iubire, sănătate. Hei, 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 vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire, să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Cântați și voi, vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire, să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. La mulți, mulți ani și toți fericiți. Ești abia la 21, Oxana. Mama mie, unde s-ai mie 21 de ani? Sper să vin acasă și să vă îmbrățișez așa cum am făcut-o mulți, mulți ani în urmă, dacă îți mai amintești. Erați niște ghemuleți de copii. Oxana, mă alătur și eu la felicitare. Nu te aud. Ok. Sper că ți-a plăcut mesajul pe care ți l-am adus astăzi în dar. Cu plăcere. Ok, vă doresc o zi frumoasă, sărbătoare plăcută în continuare. La revedere. Cu plăcere.